Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 19 Roleplay pe Barbă Neagră! Ei bine, am terminat terenul și zic am pentru că Lenuța nu m-a ajutat. Așa zic mai nou. Și a trebuit să îmbalotez eu tot poplarul ăsta, care am aflat că de fapt este plop. Și normal ar fi trebuit să crească mult mai mare și cam așa arată. Și acum am văzut niște comentarii pe Instagram pe care trebuie să le adresez neapărat. Pentru că și deoarece trebuie să facem niște educație. Și avem așa, în primul și în primul rând. Poți da presa pe dreapta ca să-l mai calci pe poplar? Zic, nu se calcă. Deci nu o stric în calc cu presa și nici cu tractorul. Așa funcționează poplarul. Iar balotirea o poți pune în spatele tractorului sau în lateral. Depinde doar de tine. După care avem... Nu e vorba de stric... Stai așa, nu se strică pe dreapta sau pe stânga, se folosește bara din față pentru a da baloții din față. Complet greșit. Nu e vorba de stricat, e vorba de o vizibilitate mai mare la volan. Asta merge dacă joci de la volan, într-adevăr. După care avem... Zic eu, nope, bara din față e pentru a culca poplarul. Vă arăt într-o secundă. Barbă, nu trebuie culcat. Îl culcă balotiera, trebuie ținută în lateral. Nu este adevărat. Așa, aici avem un clip mai exact despre cum se recoltează poplu sau poplarul, dacă vrei să urmezi terminologia englezoaică. Și anume avem balotiera fix în spatele tractorului, în cazul ăsta un Stern Forestry din câte se pare, și pur și simplu bara din față culcă poplarul, că sunt niște crengi foarte groase, și balotiera din spate poate să îl înhațe. Ai înțeles-o pe asta? Am pus link și în descriere dacă vreți să vedeți clipul complet și de asemenea, dacă veți căuta pe YouTube, veți găsi foarte, foarte multe videoclipuri de recoltă a poplarului, toate cu o bară. Ba mai mult, dacă mergem la magazin aici și ne uităm pe tabul de tools și mergem la MISC și căutăm bara asta, care face parte din DLC-ul Anderson, putem vedea în descriere că zice "With this tool, poplar can be pushed down to be taken by the biobaler." Biobalerul fiind balotirea din spate. Adică, cu unealta asta, poplarul poate fi împins în jos, adică culcat, ca să poată fi înhățat de biobaler, adică presa de balotat, care merge și în spatele tractorului și în lateralul ei. Depinde cum dorești mătăluță. Acum, că mi-am făcut nebunia, hai să vă arăt ce am aici. Am o remorcă pe care am închiriat-o de la băieți de la magazin cu alea așa, care are vreo 20 de baloți, parcă să zic eu încărcam în asta, de baloți, bineînțeles, de poplar, de crenci, cum le zic eu. Bă, băieți, prețul este oribil, deci vă spun pe dreapta, prețul, dacă nu uită la magazin cu alea, ia, hai să vedem cât să cere, e 100 și ceva, 170 de euro per tonă și un balot are 2 tone. Aoleu! Deci nu e bine. Nu e bine deloc. Poate aș putea să vând la Biogas, deci nu știu dacă oamenii de acolo nu și-au pus anunț că încă se vinde. Asta se vinde la Somil. Hai să vedem unde e Biogas-ul și încerca cu unul măcar ce se poate întâmpla. Hai să mergem la Biogas și să vedem. O să ies Dacilea și merg dreptuța spre Biogas. În regulă, în regulă. Și să vedem dacă acceptă niște baloți acolo de... de bio, că na, practic mă gândesc eu că ar trebui să fie ceva de bio din moment ce balotiera se numește Biobaler. Ia. Oho, stai așa că sună telefonul. Da, mecanicule. Bine. Sunt în păgioni, mă duc să vând niște baloți. Încerc la Biogas. Gata? Nice, nice. Păi și gata, e făcută și pe cuptor și pe toată? Aha. Cu negru? Vale, va. Ai reușit să-i dai un luciu? Știi cum mai... Aha. Nu sunt acasă. Nu sunt acasă. Sunt pe drum acum. Tocmai ce am încărcat niște baloți și acum o să-i vând. Nu știu. În 20 de minute cred că ajung. Nu știu. Las-o. Las-o în curte. Intră și tu în curte și las-o. Sunt porțile închise. Nu trebuia să fie porțile închise. Că acum la două veneau ăștia să-mi înșire niște beton pe acolo. Nu, bine. Dacă las-o în față. Las-o în față eventual. Mă duc să duc baloții și vin. Dacă te mai găsesc acolo, vorbim. Dacă nu, o iau la o tură și îți spun după aia cum se mișcă. Aha. Bine, boss. Bine. Hai, te-am salutat. Pa, pa. Pa, pa. Era mecanicul domnul. Bă, ne-a făcut mașina nebunul. Ok, ok. Ultima dată lucra la ea, nu avea roți. Dacă vă mai amintiți, chiar am băgat pe vreo chestia asta. Nu mai avea roți. Și... acum Cichi a făcut toate, i-a schimbat tot la roți, i-a păstrat capacele originale, a reușit să le
refacă. Ai zis că și că are niște probleme la stâlpi. E mâncată foarte, foarte urât de rugină, dar și că ei a vopsit-o complet și a reușit să-i dea și un luciu. Dacă vă mai amintiți voi, era săraca mașină mată ca noaptea era. Dar și că i-a dat niște luciu. I-am dat eu niște poze, am găsit pe internet niște poze cu mașina asta așa gen clasică și de demult, știi? Și zic, bă, dacă reușești să-i dai un luciu oricât de mic acolo, numai să reflecte orecul și lumina, înțelegi? Zic, bă, ar fi super. Zice, bă, am aici, adică n-ar fi o problemă, că dacă o dau cu kit și băgăm niște vopsea, adică cam orice vopsea ar avea niște luciunie, decât dacă selectăm special omată. Zic, perfect, bagă aceea. Mi-a spus că a fost foarte mâncată de rugină pe alocuri și a trebuit să o umple cu kit mai mult decât ar fi vrut el în anumite zone. Așa că structura, durabilitatea, nu mai aceeași, dar nu o să o ia nicio foarte mult pe aici pe acolo. Eu vă spun sincer, planul meu cu mașina aia e următorul și anume, o pot să o iau pe aici. Și stai așa, putem să dăm cu spatele, putem stai așa să bag niște avarii, că poate cine știe, cine dracu vine pe aici. Și bă, dacă aș putea să găsesc, să o bag la licitație eventual, știi, să găsesc un colecționar ceva, pentru că are câțiva zeci de ani bine de tot, adică se aproape de 100 și să scoate și niște bănișori ceva pe aia, știi, pentru cineva care, nu știu, poate să facă un hot rod din ea, de exemplu, mă gândesc. Bă, ce dacă nu a fost intrare aici, cu aia trebuie să întorc, uite și tu ce vrăjeală mi-a luat. Și da, chiar m-am gândit, zic, bă, dacă investesc eu și facem un hot rod din ea, cred că ar fi miștoacă. Așa cum e ea, acum parcă nu mă încânte, oricum interiorul trebuie refăcut complet. Trebuie foarte mulți bani băgați în ea, like foarte mulți. Caroseria ce a fost cât de cât salvabilă, dar uite, ci că are probleme la stâlpi. Să ne uităm, ci că e mâncată rău de tot de rugină de la stâlpi. Stâlpii fiind cele mai subțiri zone, să zic așa, din structura mașinii, probabil au fost mâncați mai ușor de rugină și a intrat pe partea cealaltă, știi, practic rugina a trecut prin stâlpi și are găuri. Ci că mi-a lăsat, el a polișat cât a putut. Unde se vând? Uite colea, cred că. El ci că a polișat cât a putut, dar slăbuțelus și nu crede că poate fi salvată treaba. Bă, nu, aici e... Nu, deci nu ne arată. Nu ne arată, ne și zicea, mă, dacă se putea, ne și zicea. Deci ce vorbim aici? Hai să începem la Somil și să vindem acolo la Rumegușus. Că practic, ăștia cred că vor fi transformați în rumeguși. Și cred că făcuți peleți după aia. Bă, mai bine că ce vine acum iarna. Așa că probabil sunt foarte mulți oameni interesați pentru sobele lor. Și poate, cine știe, poate pe viitor mai crește prețuleanu, dar greu. Acum îl înțeleg pe ăsta de mi-a dat terenul. Îl înțeleg de cine a vrut să-și bată capul cu peleții. Că e moarte, e durere pe fundul leanu. Ok, facem la stânga, după care dreptuța. Facem două, oh, yeah. Așa urmă, mamă ce entuziasmat să te uite, băieții cum boi, hello, la muncă! Ce frumos, bă, ce frumos că aveți și noi mașinuța acum. Ne-am luat noi manul, dar oricum, pasta mică o scot mai rapid, și o scoatem și ne transportăm și noi pe aici pe acolo. Și sunt curios cum se conduce, pentru că omul și că ne-a mai, mecanicul ne-a mai schimbat niște lucruri pe la ea. Așa că mecanica a făcut-o un pic mai safe din punctul ăsta de vedere. În principal, cam toate furtunele a zis că le-a schimbat, că astea erau mâncate fiind de cauciuc, de atâta timp s-au mâncat și nu mai rezistau. Deci automat toată linia de alimentare a schimbat-o, pompele și așa mai departe. Și ce mi-a spus a fost că a fost foarte ușor să lucreze, având caroseria atât de mare, motorul era relativ micuțel, așa că e ușor să repari o astfel de mașină. Ceea ce a fost în regulă, că nu i-a dat omului bătăi de cap. Să intrăm pe aici. Mamă, ce-mi place Johnny ăsta. John Deere-ul ăsta e închiriat. Dar, aoleu, stai așa că m-am proptit în ăsta. Bă, bine naibii, că n-a fost altceva. Fii tu atent ce am pățit aici. Dacă las ăsta ușor în jos. Bă, copaco, vieții, bă, cum sunt ăstea, bă, pe aici. Este, mă, nu putem să tăiem noi crenga asta. Vede careva pe aici? Ăștia fac gură. Ia zi-mă tu. Da, bă! Nu mă lasă, mă, nu mă lasă. Cum îi fac eu astea? Uite și cum poate să o tragă, mă, de la creanga aici, nebun. Dai un pic așa să ne mutăm o leacă. Bă, băiatule, bă, e real. Mamă, ce Dumnezeului mare. Oho! Chill! Calmate. Oho, gata, hai că dăm un spate ușor. Gata, și o să păstrez spada din stânga, oricum.
banda aparte. Că strada e de o singură bandă. Da, în ce vorbeam de Johnny ăsta, îmi place foarte mult cum se vede de aici. Are capota îngustă și pot să văd roțile. Și îmi place mult treaba asta. Dacă strângem noi bani de un dăsta, doamne, opa, hai pe stânga, chiar ne blocăm. Ar fi super, ar fi super. E fix tractorul de care eu am nevoie. 220 de căluți, frumoși, compactați, tractor nu foarte mare. Ce mai vrei, bă, ce mai vrei? E genial. Hai să vedem pe unde naibii punem Romegușul. Pe unde punem Romegușul? În spate. Ok, urcăm pe aici. Are... A, uite la aici, uite aici Romegușos. Cred că trebuie să întorc. Stai aici, că n-am vândut niciodată cu remorca asta. Tot așa e de la... E închiriată remorca și n-am lucrat cu ea niciodată. Este aici. Hați. Și după aia îi dăm un... B. Stai așa. Nu mai știu care manetuță era. Asta cred că era pentru descărcare. Ok. Ok. Încă o dată mai dau. Este așa, să vedem. Mă usc în punctul de... vânzare, care sper să fie ăsta, nu știu, sper să nu le las băieților pe aici baloți înșirați, că e nasol e treaba. Uite aici. Și împingem. Nu merge. What the fuck? N-au mers ăștia vânduți aici. Oh my god. Uite, avem un chips. Practic, așa se translatează. Like, bro! Unde vorbă zice să le pun? Aici zice. Come on! O să-i aduc și pe aia. Oh, man, mai am câțiva. Trebuie să-i încarc și pe aia. Firar să fie damar. Dar să vedem. Trebuie să vorbesc cu ăștia pe aici, nu înțeleg. Bă, îi las acolo, na. Îi văd ei după aia, îi bagă și ne înțelegem la presc că... Bă, că nu-i nimeni prin preajmă, what the fuck? Băi, țin pauză? Cât timp e ceasul? E 5 și 7. E chiar atât de târziu. What the fuck, man? What the fuck? În fine, hai să mergem. O să merg, pentru că nu mai am răbdare, bineînțeles, mergem acasă ca să vedem. Bă, dar nu înțeleg de ce mi-au închis aia poarta. Mergem acasă să vedem mașina. Acum... după amiază așa, după prânz... trebuia să vină niște băieți să-mi înșire și mie niște beton prin curte. Se pe aici? Așa. Come on, man, iar m-am blocat în asta. Prea lungă remorca asta, boss. Nu prea am mai jucat eu cu remorci de-astea. Prea mai lucrat eu cu remorci de-astea. Și... da, trebuia să-mi facă și mie un picuț pe acolo, prin curte, ceva frumos. Bă, o să iau pe aici, mă, că văd că nu am ieșire. Iar m-am rătăcit pe aici. Uite, testăm John Deere-ul. Cine știe? Dacă avem vreo reducere la el de la băieții de la magazin, poate ne încumetăm. Hii! Am intrat la viciu, i-am stricat, stai așa. Stai așa că mă înjură ăsta acum, dă doamne, doamne. Așa, și pe terenul nostru, mai avem aici lucruri de făcut. În momentul de față avem și cealalt teren pe care a fost popularul, bineînțeles, disponibil. Așa că trebuie să luăm combina de aici și să venim pe fertilizare pe terenul unde a fost poplarul și semănat pe terenul ăsta unde avem combina, unde am terminat ultima dată de recoltat. Deci avem trebușoare agricole, avem două terenuri pe care putem face treaba în momentul de față, ceea ce înseamnă că avem nu venituri dublate, dar oricum nici foarte rău nu va fi, vă dați seama. Oț! Hai, bobiță, treci și tu, din dreapta nu veni nimic. Mamă, ce frâne are ăsta, bă, băiatule, mă! Mă, frumos. Mai am o grămadă de baluți cei drept, doar că eu cred că o să-mi trebuiască sute ca să pot să obțin și eu un venit. Like sute, multe sute, tu înțelegi? Cred că îmi trebuie vreo 100 de baluți ca să scot vreo 16K. Undeva pe aici. Deci o nesimțire de asta majoră, știi? Pă, așa să vedem. Aici nu vine nimeni. Am eu remorca asta foarte mare și trebuie să o bag pe poartă. A, uite-o, mă! Ce fain. Are un timp verzui? Stai așa, că nu știu unde se pun remorca asta. Oh, man. Stai așa. O să o pun aici pe avarii deocamdată. Ah, hai că o băgăm în curte cu alea la pompier. Stai așa. Stai așa. O să o bag pe... Au, ce sunet frumos avem la avaria. Așa. E pe avarie aici, o lăsăm deocamdată. Hai, mă, să vedem și noi mașina, mă! Și sunt curios cum arată și curtea, că n-am văzut-o. Ia uite-o, fraților, nouă!
recondiționată. A, pe aici nu cred că a putut să o polișeze prea mult. A zis el că e mâncată și bara din față și bara din spate și încă are imperfecțiuni, știi? Dar a zis că pentru autenticitate îmi recomandă să o las așa. Și mi se pare că îi dă puțină carismă și nu cred că trebuie refăcută. Bă, bările astea pot fi înlocuite, nu-i problemă. Dar am zis că, bă, dacă tot păstrăm originalul, să fie original. Uite, pe acolo, pe jos, mai văd eu niște rugină, trebuie să rezolve băiatul pe acolo. Și mi-a zis că, a, da, mă, uite, ăștia stâlpii au probleme, vezi? Sunt foarte mâncați stâlpii, uite. Păi ăștia nu i-a vopsit, nu i-a chituit, sunt pur și simplu polișați și a zis că sunt într-o stare foarte, foarte rea, gen ar trebui înlocuiți mai degrabă sau întăriți cu metal. A zis că stabilim, vedem ce facem. Bă, da, culoarea așa foarte frumoasă. Ia mă, roțile cum le-a făcut? Frumos, clasicul alb, cauciucuri noi frumos. Nice, ce tare. Și a păstrat și același crom pe care l-a avut original, plus ăsta de aici. Ce tare, bă, băiatule. Și în spate, ia să vedem, s-a curățat bara? A, în mare parte s-a curățat. Nice, nice. Uite, asta e stricat aici, foarte, foarte mult chiar. Bă, băiatule, bă, uite cum arată acum. A, zici că e alta, zici că e aia de fapt a poliției. Din imagine. Ok, hai să luăm la o tură. Ia auzi, tot. Ok, ok, toarce. Hai să băgăm niște avarii. Funcționează tot la ea acum, lumini și toate cele, nu sunt probleme. O, da. E tot lentă, evident că nu i-a schimbat motorul, dar, băi, e altceva acum când merge prin oraș și, uite, zici că e mașină nouă, a? Și mă place, și mă place. Bun, hai să torcem aici. Ați. Și o să merg să deschid porțile, să o parcăm la noi înăuntru. Încă mai avem treabă și deja ora 5 și vreau să le fac pe toate până când se termină ziua. Ați. Ia să vedem, a păstrat același claxon. Da, claxon de tren. Cam asta este. Așa. Și să vedem și noua curte, pentru că, cum v-am spus, am angajat niște băieți care mi-au înșirat pe aici și pietriș și beton mi-au pus. Am zis să fac așa o amestecătură. Am vorbit și cu Sorin și a fost de acord cu chestia asta. Ia uite ce avem aici. Adio bălți. Adios bălți. Aia a fost. Ia uite toate. Ia uite. Totul nou, curat, mașină vopsită, frumos. Stabilim ce facem după aia cu mașina. Hați. Dar vreau să-i rezolvăm cumva astea. Să vedem ce se poate face. Să vedem și o să mă gândesc, știu că alea hot rod-urile, deși ăsta nu se consideră un hot rod, sunt pictate foarte mișto, știi, îmi place mult linia asta crom pe care o are colea și asta în spate aici, dar în spate aici nu are nicio linie crom, poate lucrăm la ceva pe portbagaj și mă gândesc că să fie interesantă treaba. Ok, frumos, îmi place rezultatul. Hai să o închidem frumos aici. Și uitați-vă și voi pe jos. A, altceva, boșilor, altceva. Așa, aici încă nu s-a uscat? Ce s-a întâmplat acolo? Și mai avem pe aici, am mai pus niște pietri și am zis că, bă, pe aici prin n-are rost să umplem cu beton. Plus de alta, dacă mai băgam niște beton, trebuia să-l ridic un picus, că prea subțire după aia se crăpa când treci cu combina și cu tractoarele. Și altfel, nu se mai închideau porțile, dacă urcam prea mult cu betonul. Așa că am zis că, bă, pun niște pietriși pe aici, pe acolo. Logic, încă, uite, se mai strâng niște bucăți de bălți, dar oricum nu mai e ca înainte, adică e altceva, uite-te și tu poți să merg, ce să mai. Și partea asta au mai pus, în partea asta n-am mai pus, cred că deja devenise prea târziu, da, cred că se făcuse prea târziu, deja ora 5 și probabil vin în altă zi să mai refacă, uite și pe aici mai e un pic de pus. Nice, dar pentru o zi de muncă, foarte mișto, uite, până aici în spate ne-a făcut treaba, nice, mamă ce mă place, că acum pot să vin să parchez eu frumos aici ca omul, nice. Very nice. Stai să închid porțile acum. Ăla ce mașină ținem noi acum în garaj, închid porțile mereu. Și să procedem adelante, zic. Păi da. Hați. Bun. Luăm pe stânga. Nu vine nimeni aici. Pot să fac întoarcerea asta din prima? Hai că merge. Îi dăm Briciulescu înainte, domnule. Îi dăm Briciulescu. Da, mai avem de strâns. Trebuie să aduc și combina. Și mai avem de strâns încă 20 de baloți și după aia să vedem cine mai rămâne. Eu am făcut așa un calcul estimativ și mai mult de 4.000-5.000 de euro n-o să scoatem pe toată recolta aia, ceea ce înseamnă că nu mi-acoperă nici măcar investiția. Adică banii pe care eu i-am dat pe a închiria utilajele necesare pentru recoltă,
m-au costat mai mult de 5.000 de euro. Dar aici nu o să scot. So that sucks. Hai să vă arăt cum funcționează remorca asta, că e foarte mișoacă, dacă te orientezi cum trebuie. Are aici un braț care jap, am zis jap, îl încarcă și avem 20 de baloți aici suportați. Din păcate, hop, procesul este un pic cam lent, mai anevoios o leacă, așa că durește un pic, într-adevăr. Să luăm și pe ăștia de pe aici, dar nu vă spun cât am stat eu să termin recolta. Să nu faceți poplar niciodată, nici măcar o singură dată. Cred că dacă într-adevăr vrei să faci rumeguș și ți iese mult mai mult dacă tai 3 copaci, practic, și îi transformi în rumeguș, cred că sunt egali cu tot terenul ăsta de poplar pe care eu l-am avut aici. Eu așa preconizez. Eu clar așa preconizez și nu mă mai încurc cu poplari niciodată. Acum, în legătură cu recoltele, vorbeam noi data trecută că aș vrea să pun și eu niște lucernă. Lucerna arăta foarte, foarte frumoșelus. Ați? Și o să mergem. Uite, le mai încarc pe asta 3 de aici și mergem să duc combina și să luăm tractorul, să-l pregătim pentru a semăna. În seara asta nu-l pun la semănat. O să vorbesc și eu cu Maricica sau Lenuța, cum îi mai spune. Și dacă Maricica se încumetă, mâine poate seamănă și acele două terenuri. Și ăsta și cel pe care eu îl dețin. Acum trebuie să vin să-l fertilizez pe ăsta. Ați. Așa. Cât avem deja? 9 baloți și cu ăsta... De fapt nu, cu ăsta avem 9. Mă, să facem zecarul. Păi, dar ce Dumnezeului? Cum așa să nu lăsăm suma rotundă? Ați? Zecar de balotieră. Bun. Am oprit aici frumos și elos. Și o să las remorca. Da, așa că vreau să mă duc pe jos, dar știi ce? Fac? Mergem cu tractorul. Dacă am ocazia să merg cu Johnny ăsta, de ce să nu o iau? Pentru că e genial! Apap! A, da! Și raportat la ce v-am spus mai devreme, și anume că bara aia din față este pentru a culca poplarul. O să vedeți dacă folosiți și voi bara aia, că nu că împinge baloții, ci ba mai mult îi agață și ei după tine și îi bagă sub tractor și de fiecare dată trebuie să faci manevre pentru a fie ocoli baloții, fie a împinge altfel din drum. Dar bara aia te încurcă de mama focului. Așa, o să las Johnny ocolea. Bueno. Și luăm combina asta că stă de foarte mult timp pe câmp aici și mi-au luat oamenii seama. Am niște gipsiuri pe aici care ește foarte aprigi la vedere când văd combine de-astea lăsate, mai ales cu atâta tonaj de fier. Și eu înțeleg că arată vechi, dar e încă funcțională, așa că nu ar trebui... Opa, stai să ridicăm header-ul. Nu ar trebui încă demontat fierul de pe combină. Așa, tot, stai să o punem pe asta aproape. Ați, așa. Să o pregătesc pentru a fi parcată pe timp de... secetă, că nu avem deocamdată treabă cu ea. Sunt curios cum o să fie lucerna aia. Sunt foarte curățuite, putem să vedem. Nu acum, că avem acum drum și nu mai opresc, că după aia până pornesc combina mai naiba. Dar o să umblăm în magazin un picuț, să răsfoim paginile aurii, să vedem ce prețuri de obicei sunt la lucernă. Parcă lucerna era aia frumoasă, nu? Aveam noi una pe aici. Pandosita, așa. Pe care eu vreau să o pun. Stai un pic să fim și noi, să semnalizăm că suntem cu gabarit depășit, chiar dacă e satul mic, să fie frumos. Să n-aibă lumea surprize. Încă vezi, doamne, ia uite, m-am urcat puțin pe bordură. Vezi, doamne, nu semnalizez cum trebuie, știi? Bă, cum să nu semnalizez? Hai să băgăm și o stânga. Prea merg semnalizatoarele la astea, nu merg. Hai, o facem din giratoriu. Din giratoriu, din girofar, lol. O facem din giratoriu. Ani. Ați? E, acum regret că am închis porțile. Jap. Dar să ducem în spate. Acum o vedem. Tasăm ușor pietrișul. Și în spate va trebui să punem din nou niște pietriși acolo. Ia să vedem. Altă viață, băbiță. Altă viață. Uite, o să parchez deocamdată aici. Stingem girofarul de data asta. Avem semănătoare colea pe care tot așa o voi folosi cu Johnny.
Așa, am stat cu ăla pentru a fi lucrat. În regulă, păi, nu avem cu ce să mergem până la teren. Hai să scoatem mașina așa pe seară, ca după aia să mă întorc direct cu ea. Las utilajele și ne întoarcem cu mașina. Ala-i, tatile, bine. Trebuie să luăm John Deere-ul. Trebuie să luăm John Deere-ul, să venim să cuplation la semination și să vedem dacă avem semințe de lucernă. Op. Mamă, din interior se vede deplorabil. Deci ne trebuie o refacere totală a interiorului. L-ai musai aora. Gen, acum ne trebuie. Hai să o luăm direct pe aici, ce să mai. Așa, tata. Murdărim proaspăta vopsea, dar nu uitați, pentru că în fermă avem și un pressure washer, așa că putem oricând să spălăm utilajele foarte bine. Așa. Ala a fost. Gorgeous, let's go! Hai da pe fermă. Multe drumuri. Eu ca fermier mai mult sunt șofer. Și cu asta am spus totul. Hai că ne întâlnim direct la fermă. Am cuplat semănătoarea și mergem acum pe teren acolo. Lucerna nu poate fi recoltată cu combina pe care eu am. Lucerna e practic iarba, așa că trebuie acționat, trebuie tratată ca iarba. Și aici am de ales, pentru că dacă recoltez lucerna și o car la punctul de vânzare așa, pur și simplu, și o dăm ca baloți, se câștigă foarte puțin, dar dacă o înfoliem, o să câștigăm o lecușă mai mult. Ei, nu știu ce să fac la capitolul ăsta. Aici sunt eu între. O, uite, o lăsăm cu alea așa. Și au, tatăle, o frumos și alos. Și avem, dacă ne uităm aici pe catalog, asta este lucerna și avem la barn, se vinde cu 76. Dar dacă o înfoliem aici, că bănuiesc că aici se referă ca și cum facem silici din lucernă și 110. Nu e dublu, dar e o mărire de vreo 50%. Și dacă am face un baloț în folie, mă gândesc că am câștigat noi un pic mai mult, dar se câștigă de pe urma lucernei deplorabil. Deplorabil. Și nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Aș vrea să pun lucernă, pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă, n-am mai făcut-o până acum. Și am și niște bănișori, deși o să treacă o lecușă timpul și bănișorii ăștia nu o să mai existe, că mica mi-a banca. Și am nevoie de resurse, dar eu zic să încercăm. În viață trebuie să te mai șiriși, poate cine știe are cineva nevoie urgentă de lucernă și noi pac venim cu Dita mai producția și îi venim de hack. Și așa câștigăm și noi foarte mulți bănițoi! Bun, o să mai stau să strâng toți baloții ăștia de pe aici, pentru că mai durește până se termină ziua și pe aia am fugit la somn și noi ne vedem mâine de la aceeași oră și până atunci o seară frumoasă să aveți și v-am salutat. Pa! Thank you.